Sau care e poziția Peluzei Cătălin Hîldan, poziția voastră a suporterilor legat de faptul că Florin Prunea a dat în judecată clubul cum și-a terminat contractul? Ce am mai de spus? Păi, care e poziția voastră? Suntem curioși cu toții. Păi, ce am putea să facem? E decizia dânsului, e unilaterală, nu s-a consultat cu nimeni, nu s-a consultat niciodată cu nimeni. Ce aș putea să spun mai mult decât? Este un litigiu registrat la judecătorie, la Camera Litigii de Muncă. Ne-am uitat și noi pe portal, am fost total șocați. Da. Deci, aș fi zis uimit, dar termenul corect e șocați. El spune că a venit aici pentru Dinamo, după care a dat în judecată clubul, a spus de mai multe ori că nu va pleca fără bani, nimeni nu i-a cerut chestia asta, dar, în fine, sunt total șocat. Dar fiecare decide așa cum îi spune conștiința. Fiecare, până la urmă, lucrează pentru bani. El a zis că a venit din dragoste pentru Dinamo, să dai în judecată clubul, nu știu, fără dovadă de dragoste, dar asta este, fiecare decide pentru el. E adevărat că are 9 luni de salariu neplătite, cum susține? Cum ar putea să aibă 9 luni de salariu neplătite dacă 3 din lunile astea a fost pandemie și toată lumea a fost în șomaș tehnic?